Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl, Domnul Iisus și Duhul Sfânt. Amin. El merită să-i aducem toată slava și cinstea. Vă aduc saluturile Bisericii Betel Arad, o biserică cam ca și a dumneavoastră, un pic mai mare. Mă simt ca acasă, sunteți mulți, ne bucurăm și vă felicit că ați ales să fiți în casa de rugăciune. Așa cum vă spuneam, salutul Bisericii Betel este din 2 Cronici, vreau să vă citesc, pentru că ne privește pe noi, este o îmbărbătare pe care frații o transmit atunci când suntem plecați în alte adunări. Din 2 Cronici, capitolul 15, versetul 2 și 7. Ascultați-mă, Asa și tot Iuda și Beniamin, Domnul este cu voi, când sunteți cu El, dacă îl căutați, îl veți găsi, iar dacă îl părăsiți, și el vă va părăsi. Voi, dar, întăriți-vă și nu lăsați să vă slăbească mâinile, căci faptele voastre vor avea o răsplată. Domnul să ne ajute să ajungem la această răsplată. Cum îl vom putea cunoaște? Da, cum spune versetul 2, Domnul este cu voi, când sunteți cu El, dacă îl căutați, îl veți găsi. Cum să-l căutăm? Prin cuvântul lui Dumnezeu, una din metode, apoi prin rugăciune și prin orice lucrare sfântă pe care noi o facem, îl căutăm pe Dumnezeu și vrem să ne apropiem de El. Dumnezeu să ne ajute. Vă spuneam că primul meu gând în seara aceasta este să vă trezesc o dragoste pentru Scriptură. Iubiți ascultători, Biserica Betel cultivă în rândul copiilor gândul acesta și am pus un premiu la terminarea școlii biblice astăvară, când s-a încheiat școala biblică. Copiii se adună sâmbăta la o școală biblică cu învățători să citește Scriptura. Încerc să vă descriu imaginea că am participat la sfârșitul școlii biblice, când au ieșit câteva sute de copii, noi suntem 1000 și ceva de membri și 600-700 de aparținători, adică persoane care nu s-au botezat încă, în care intră și copiii, și încerc să vă descriu imaginea aceasta când sute de copii au ieșit în curtea bisericii. Noi suntem înconjurați de blocuri. Am fost așezați așa strategic, ca o imagine, Dumnezeu ne-a așezat acolo. Mi-amintesc cum am primit terenul acela în 1992, am participat și prin profesia mea, sunt constructor de meserie și a trebuit să pun umărul la construcția acestei biserici, am transformat o hală într-o biserică, am făcut această reconversie, să trecem de la o hală în care era un pod rulant la o biserică, n-a fost ușor, Dumnezeu ne-a dat biruință și suntem așezați între blocuri cu 10 etaje, cu 4 etaje. Și aș vrea să vă imaginați și dumneavoastră ce sunt la balcoanele blocurilor când este un eveniment în curtea bisericii. Când este un botez de 20-30 de persoane îmbrăcate în alb, poze care se fac acolo și oamenii ne privesc de la blocuri. Se uită din balcoane, fie de la etajul 10, fie de la etajul 9, fie cei de la blocurile de 4 nivele, de 4 etaje, 5 nivele, se uită la imaginea aceasta. Și anul acesta, mi-amintesc cu drag cum au cântat copiii, Binecuvintează, Doamne, România, ai milă de țara mea. Foarte frumos a fost încheierea anului școlar. Dar ce a fost mai frumos, și asta vreau să vă spun, s-a pus un premiu pentru copiii care vor citi Biblia conform calendarului de citire a Bibliei și sunt la zi, în ziua aceea când s-a făcut serbarea aceasta de încheiere a anului școlar. Și undeva în parcarea bisericii s-a dat ca premiu o excursie la porțile de fier și în parcarea bisericii au fost 2 sau 3 autocare și un microbuz, că nu ajungeau locurile pentru câți au citit Biblia la zi. Un lucru frumos, m-a impresionat. Eu nu vreau să mă laud cu nepoții mei, de exemplu. Am 39 de nepoți, Domnul să-i binecuvinteze,
Cel mai mare are 15 ani și am avut o stăruință la biserică de o săptămână și Domnul l-a botezat pe Luca, cel mai mare nepot al meu, cu Duhul Sfânt, și m-am bucurat și m-am rugat și am spus: Doamne, fă-l un pescar de oameni să citească Scriptura. Și am început, stimați ascultători, mă adresez acum fraților în vârstă, bunicilor, n-ați fost scoși din grafic, trebuie să vă ocupați de nepoții dumneavoastră și să le puneți Biblia în mână. Când am auzit că fiica mea cea mare, mama lui Luca și a lui Levi, sunt primii doi nepoți ai mei mai mari, apoi am trei tripleți nepoți în America, în Chicago, două fete și un băiat, abia aștept să mă reîntâlnesc cu ei, probabil că am într-o lună voi ajunge din nou la ei. Și când au crescut mari și fiica mea a spus: vreau să le cumpăr câte o Biblie, ce părere ai, bunicule? Și am spus: știi ceva, las că le cumpăr eu. Le fac eu cadou o Biblie, că nu-i mult să dai un 60, 70, 100 de lei, depinde de mărimea Bibliei, să-i faci cadou nepotului tău o Biblie. Și am început să cumpăr la nepoții mei, pe măsură ce cresc, Biblia. La primii nepoți, la Luca și la Levi, chiar le-am scris câte o dedicație pe prima pagină, am găsit o foaie autocolantă pe care am scris la calculator mesajul care l-am propus pentru ei să rămână acolo pe prima pagină a Bibliei, și unul din mesaje, sau chiar amândouă, la Luca și Levi, seamănă cu mesajul pe care l-a spus Iosua: cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta, cuget asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale, atunci vei lucra cu înțelepciune. Și Luca, pentru că e primul și cel mai mare și le știe pe toate, așa crede el, i-am scris următorul mesaj: îndemn bunicii să se ocupe, să pună Biblia în mâna nepoților și să le inspire acest respect pentru cuvântul lui Dumnezeu, această dragoste pentru taina aceasta mare pe care Dumnezeu a trimis-o pe pământ, numele Lui să fie binecuvântat. Și am scris așa lui Luca, încerc să reproduc din memorie, lui Luca care le știe pe toate. Luca, toate lucrurile pe pământ sunt limitate. Doar cuvântul lui Dumnezeu, poruncile lui nu au limită. Frumos citat. Pentru că scrie în Psalmul 119 că toate lucrurile au margini, doar poruncile tale sunt fără margini. Slăvit să fie Domn. Levi, care este mai neastâmpărat și mai doritor de joacă, i-am scris pe prima pagină: Levi, lui Levi nesătulul de joacă, este loc, Levi, și pentru joacă, dar caută cuvântul lui Dumnezeu. Caută mai întâi împărăția lui Dumnezeu și cartea aceasta te va ajuta să ajungi acolo. Puneți Biblia în mâna nepoților, puneți Biblia în mâna copiilor, învățați-i să citească și să iubească cuvântul lui Dumnezeu. Eu am găsit, stimați ascultători, și acum mă adresez tuturor celor care mă ascultați, am găsit lucruri deosebit de interesante, importante. Citind cu atenție cuvântul lui Dumnezeu, am constatat că dacă ai o problemă, de exemplu a trebuit să țin undeva într-o adunare de la țară, unde slujesc de vreo 20 și ceva de ani, încerc să le predau și acele biserici de 100, aproape plus minus membri, în jur la 100 de membri, încerc să le predau, și a trebuit să țin o predică despre judecata viitoare. Iubiți ascultători, am rămas uimit câte pasaje am găsit în Scriptură despre judecata viitoare. Și cel mai vechi citat din Biblie, din cartea lui Enoch, n-a fost păstrată întreaga carte, dar Iuda, fratele Domnului, are două versete din cartea lui Iov. Și iată că a venit zecele de mii de sfinți ai săi să facă o judecată pentru toți cei nelegiuiți care l-au jignit pe Dumnezeu și așa mai departe. Deci este dat un citat din cartea lui Enoch despre această judecată. Să facă, va veni Domnul cu zecele de mii de sfinți să facă o judecată. Am găsit că Iov, una din cele mai vechi scrieri, se pare că Iov era contemporan cu Avram, după vârsta celor prezentați în cartea lui Iov, după moneda care circula în vremea aceea,
deducem că cartea lui Iov este de pe vremea patriarhilor. Se pare că a fost scrisă de Moise, el a adunat aceste date din cartea lui Iov, timp cât a stat în Madian, și se pare că ar fi prima carte scrisă de Moise, este cartea lui Iov, despre acești prieteni al lui Iov și mai ales despre acest om neprihănit. Ei, în cartea lui Iov este scris despre această judecată. Spune Iov: eu știu că răscumpărătorul meu este viu, că se va ridica odată pe pământ, când va fi binevoitor, ochii mei îl vor vedea și nu e altuia. Temeți-vă de sabie, căci loviturile date de sabie sunt grozave, și să știți că este o judecată. Am găsit în Scriptură, și de aceea vreau să vă încurajez, stimați ascultători, să citiți cuvântul lui Dumnezeu. Vorbește în toate domeniile noastre. Ai probleme de girant? Vrei să te pui girant? Biblia spune, nu te pune girant. Va trebui să suporți consecințele. În caz că se întâmplă ceva, plătești tu. Dacă te-ai pus zălog, spune Scriptura, du-te și dezleagă. Nu te pune zălog. Sunt lucruri pe care noi le găsim în Scriptură și ne dau învățături. Am găsit recent, citind în Scriptură, repet, vreau să vă trezesc o dragoste pentru Biblie, am găsit, de exemplu, că Domnul Iisus, când a vorbit despre iertare, a venit Petru și a spus: Doamne, e destul dacă iert de 7 ori? E bine? Ce părere ai? Era 7, era o cifră, ca să zic așa, desăvârșită, și Petru a crezut că îi dă așa o lovitură și a prinde bine să-i arate Domnul că el e dispus să ierte de 7 ori. Dar Domnul Iisus a spus: eu nu vă zic de 7 ori, asta e prea puțin, asta e de clasa întâia. Eu vă zic de 70 de ori câte 7. Și eu am crezut la început, stimați ascultători, că e un joc de cuvinte, 70 de ori câte 7. Dar când am citit cu atenție cuvântul lui Dumnezeu, și repet, vreau să citiți și dumneavoastră și să inspirați și pe alții să citească în cuvântul Domnului, am găsit că primul răzbunător, primul poligam, Lameh, a zis nevestelor sale: Ada și Țila, ascultați glasul meu. Nevestele lui Lameh, ascultați cuvântul meu. Am omorât un om pentru rana mea, un tânăr pentru vânătăile mele. Cain va fi răzbunat de 7 ori, iar Lameh de 70 de ori câte 7. Deci Mântuitorul a vrut să spună că iertarea noastră trebuie să compenseze cea mai mare ură exprimată de un om vreodată. Cea mai mare răzbunare. Să iertăm, să nu căutăm răzbunarea, și dacă trebuie de 70 de ori câte 7 să iertăm, noi trebuie să o facem. Asta a vrut să spună Mântuitorul. De altfel, iubiți ascultători, vreau să vă spun că Domnul Iisus a folosit foarte mult Scriptura. Noi avem nevoie de acest cuvânt al lui Dumnezeu pentru că vremurile care vor veni și care au început să vină, să se arate la orizont, sunt vremuri de apostazie și va fi o lepădare de cuvântul lui Dumnezeu. Va veni vremea, spunea Pavel lui Timotei, când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă și își vor da învățători după poftele lor și vor avea o formă de evlavie, dar tăgăduind puterea. Vor veni cu o parte din Scriptură. Vor răstălmăci Scripturile spre pierzarea lor, cum spune Apostolul Petru când pomenește de scrierile lui Pavel. De aceea, iubiți ascultători, noi avem nevoie să cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu, să-l citim. Eram undeva la rugăciune și un tânăr se pregătea să devină slujitor și a devenit slujitor între timp, și Duhul Sfânt îi spunea așa: hrănește-te cu cuvântul meu ca să fii în stare să hrănești pe alții. E nevoie să cunoaștem acest cuvânt al lui Dumnezeu și să ne hrănim cu el. De exemplu, am găsit în Scriptură, căutând lucruri adânci, frumoase, răscolind în acest tezaur al cuvântului lui Dumnezeu, am găsit legea compensării. În bisericile noastre apar tot felul de probleme, de moștenire, de nu se împarte corect,
a fost omis careva dintre copii la moștenire, lui nu i-a dat nimic tata, nu i-a dat nimic mama, și apar necazuri între frați, la împărțire, la tribunal și așa mai departe. Și am găsit această lege a compensării care poate fi aplicată în situații de genul acesta. Poate cineva este nemulțumit, zice în sinea lui, mă, l-am ajutat pe fratele ăsta a meu când eram mic, mi-am dat cămașa de pe mine și acum uite ce îmi face. Și poate simți această durere. Persoana la care ai făcut cel mai mare bine și cel mai mult bine ți-a întors poate spatele sau poate ți-a spus o vorbă care nu trebuia să o spună sau a avut o atitudine care te-a deranjat. Ce vreau să vă spun? În cartea lui Dumnezeu am găsit în 2 Cronici, capitolul 25, un verset care se poate aplica dacă cineva este nemulțumit, dacă cineva, repet, a fost omis la moștenire sau ceva, probleme care le are vis-a-vis de familie. Întotdeauna se întâmplă asta. Oricât ai vrea să împarți de drept, tot nu poți. Eu am 12 copii și, credeți-mă, nu o să reușesc să împart când va fi vremea să împart. Sunt convins de treaba asta. Dar vreau în această seară să vă citesc din acest cuvânt al lui Dumnezeu un lucru frumos pe care l-am găsit, îndemnându-vă să citiți și dumneavoastră și să căutați în Scriptură lucruri de care aveți nevoie, învățătura sănătoasă. Așa cum spunea Pavel lui Timotei, dreptarul învățăturii sănătoase. Este Biblia, este cuvântul lui Dumnezeu. Un împărat al lui Iuda, Amația, a vrut să meargă la război, a tocmit din Israel cu plată, în 2 Cronici, capitolul 25, 100.000 de viteji cu 100 de talanți de argint. A venit un om al lui Dumnezeu la el și a zis, împărate, nu te duce cu oastea asta lui Israel. Să nu meargă cu tine oastea lui Israel, căci Domnul nu este cu Israel, nu este cu toți acești fii al lui Efraim. Dacă mergi cu ei, chiar dacă ai face la luptă fapte de vitejie, să știi că Dumnezeu te va face să cazi înaintea vrăjmașului, căci Dumnezeu are putere să te ajute și să te facă să cazi. Citim mai departe. Întrebarea pe care o punem și noi. Dar eu am cheltuit, eu am ajutat, eu am fost de bună credință față de ai mei, frații mei, avem o moștenire comună, mă doare ce se întâmplă. Și Amația a zis omului Dumnezeu, da? Ce să fac cu cei 100 de talanți pe care i-am dat oastei lui Israel? Am cheltuit. Dacă tot am dat banii, o vrut să spună el, lasă-i să meargă să mă ajute, nu te duce cu ei. Chiar dacă tu ai face fapte de vitejie, Domnul nu-i cu acești fii al lui Efraim. Bun, dar ce să fac cu banii aceștia? Și Domnul, omul lui Dumnezeu a răspuns, și aici este principiul compensării, care se aplică în orice domeniu. Domnul poate să-ți dea mai mult decât atât. Ți s-a făcut o pagubă? Ți-a făcut o nedreptate? Ai fi meritat o sumă anume și nu ți s-a dat? Domnul poate să-ți dea mult mai mult decât atât. Slăviți să fie Domn! Încredeți-vă în El! Da, într-adevăr, eu am încredere că Domnul poate să ne dea ceea ce avem nevoie și poate să compenseze nedreptatea care ni s-a făcut, într-un domeniu sau altul, într-o formă sau alta. Fiecare puteți aplica în dreptul dumneavoastră. Iubiți ascultători, citind cuvântul lui Dumnezeu, se formează un limbaj biblic foarte interesant. În timpul pandemiei a trebuit să lucrăm de acasă. Am ieșit de puțin timp la pensie și am lucrat la fondurile europene, nu este un secret acesta. Și a trebuit să lucrăm de acasă, s-a format un grup pe care noi comunicam cu cineva care era la sediu, la birou, trebuiau date numere de înregistrare, se făceau semnături electronice, că eram înregistrați toți și aveam semnătură electronică. Lucrul trebuia să meargă, noi trebuia să absorbim fondurile acestea care veneau de la Uniunea Europeană pentru tinerii fermieri, pentru dezvoltarea agriculturii, pentru dezvoltarea satului românesc, că aceasta era deviza noastră, noi dezvoltăm satul românesc. Și în timpul formării acestui grup, vă dați seama că între colegi sunt și bărbați mai neserioși. Aruncă câte o glumă, printre sarcinile de servici
mai aruncă o poantă, ca să zic așa, și se crea uneori un cadru de acesta de amuzament, uneori deranjant, uneori poate aluneca spre pornografie, ca să zic așa, dumneavoastră mă înțelegeți. Și în condițiile acestea, din când în când, când vedeam că se depășește limita și se trage într-o parte și devine o convorbire deranjantă și grețoasă uneori, puneam un verset din Scriptură. Puneam un citat din Biblie. Se făcea liniște, nu mai scria nimeni pe grup nimic. Și am văzut la un moment dat că dacă scriam ceva colegilor mei despre mine, despre familia mea, primeam câte un mesaj din partea oamenilor care nu erau pocăiți. Domnul să te binecuvinteze. Deci a început să prindă în rândul oamenilor acest limbaj biblic. Este un limbaj biblic. Vreau să adoptați acest limbaj biblic citind cuvântul lui Dumnezeu. De exemplu, Avraam. Îmi place așa de mult despre Avraam. Este tot ceva ce am găsit în Scriptură și doresc să inspir această dragoste pentru cuvântul lui Dumnezeu și să căutați acest cuvânt al lui Dumnezeu citindu-l și să fiți atenți la ceea ce citiți în Scriptură. De exemplu, Avraam se întoarce de la înfrângerea împăraților și iese în cale Melchisedec. Acest personaj enigmatic din Scriptură, asemănat cu Fiul lui Dumnezeu, după nume Melchisedec, împăratul neprihănirii și împăratul Salemului, Salem înseamnă pace. Aceste nume ne duc cu gândul la Domnul Iisus, l-a întâmpinat pe Avraam cu pâine și vin, care ne duce cu gândul la cina Domnului, sigur, am putea spune cea mai veche referință la această asociere dintre pâine și vin, și Avraam îl întâmpină, își dă seama că este un personaj deosebit, Avraam îi dă zeciuială, autorul Epistolei după Evrei spune că cel mai mic dă zeciuială celui mai mare, îl așează pe Melchisedec la locul lui, și are loc un dialog între Melchisedec și Avraam. Și ascultați, și Avraam este foarte atent la acest limbaj folosit de Melchisedec. Melchisedec, împăratul Salemului, a adus pâine și vin, el era preot al Dumnezeului celui preanalt. Melchisedec a binecuvântat pe Avraam și a zis, sunteți atenți la un limbaj biblic pe care îl folosește Melchisedec. Binecuvântat să fie Avraam de Dumnezeul cel preanalt, ziditorul cerului și al pământului. Și Avraam aude parcă pentru prima dată o frază deosebită. Ziditorul cerului și al pământului. Îi aduce zeciuială, așa cum vă spuneam. După aceea se despart și se întâlnește Avraam cu împăratul Sodomei. Spune versetul 21 că împăratul Sodomei a zis lui Avraam, dă-mi oamenii, mă bucur că i-ai adus robii și ai câștigat lupta și ține bogățiile pentru tine. Ai făcut un efort, tot ce-i pradă de război, ți-o dau ție. Avraam a răspuns împăratului Sodomei, ridic mâna spre Domnul Dumnezeu cel preanalt, ziditorul cerului și al pământului. Deci îl prinde parcă din zbor, fraza aceasta, o expresie deosebită și o duce mai departe. Este un limbaj biblic. Este un limbaj frumos în Scriptură. De aceea este bine să citim cuvântul lui Dumnezeu. Să nu se audă între noi cuvinte porcoase, să se audă cuvintele lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Chiar dacă este un raport dintre patroni și subordonați, ca să zic așa. Iată, avem o carte frumoasă în Scriptură, este cartea lui Rut, în care iarăși găsim lucruri frumoase, expresii biblice, deosebite, și vreau să vă inspir în sensul acesta să folosiți acest limbaj biblic. Repet, cunoscând Scriptura și citind din ea. Capitolul 2 din cartea lui Rut. Rut se duce să culeagă spice, s-a dus într-un ogor să strângă spice pe urma secerătorilor, capitolul 2, versetul 3,
Și s-a întâmplat că ogorul era al lui Boaz, care era din familia Elimelec, care avea drept de răscumpărare. Dumneavoastră cunoașteți această istorie biblică. Iată că Boaz a venit din Betleem și a zis secerătorilor, ce frumos, Domnul să fie cu voi. Frumoasă expresie, biblică. Secerătorii au răspuns, Domnul să te binecuvinteze. Stimați ascultători, folosiți acest limbaj biblic. Binecuvântați pe copiii dumneavoastră, binecuvântați pe oamenii cu care vă întâlniți. Spuneți cuvinte frumoase, căci aceste cuvinte frumoase pot să învioreze pe cel care le ascultă. Îmi povestea un frate dintr-una din adunări, care este în conducerea bisericii, a avut o problemă la creier, un mic atac cerebral, ca să zic așa, dar a trebuit să ajungă la intervenție chirurgicală, om tânăr undeva sub 30 de ani, în comitetul bisericii, și povestea el că a ajuns la Cluj la operație. Și în salonul care urmau să intre în operație, erau colegii lui, urma și el după unul care era înaintea lui, urma și el la operație și citea pe fețele celor care erau pregătiți de operație, așa o frică, o spaimă. Și colegul acesta de salon, fratele acesta, povestea unui coleg de scriptură, l-a îmbărbătat, că Dumnezeu este cel care îl poate ajuta, că Domnul Iisus este medicul cel mare și i-a spus cuvinte din scriptură. Știți ce a spus omul acela? Niciodată n-am auzit așa ceva. Niciodată n-am auzit așa ceva. Oamenii din jurul nostru au nevoie de cuvântul lui Dumnezeu. Spuneți acest cuvânt al lui Dumnezeu. Folosiți scriptura. Înarmați-vă cu acest cuvânt al lui Dumnezeu ca să puteți să răspândiți în jurul dumneavoastră mireasma plăcută a cuvântului lui Dumnezeu. Folosiți un limbaj biblic. Dumnezeu să vă ajute. De asemenea, mergând mai departe, iubiți frați și sorori, după ce ne-am oprit în dreptul acestui limbaj biblic, aș vrea să vă îndemn să folosiți tot cuvântul lui Dumnezeu, în totalitate. Este o tendință de a folosi numai o parte din Scriptură. Am întâlnit persoane care își permit să folosească expresii biblice cu sens așa de jargou, de în glumă, a face o joncțiune de versete, să dea bine și nu știi, e ceva evlavie la mijloc sau e mai degrabă un aer de acesta de a face glume pe seama Scripturii. Într-una din biserici a trimis un tânăr la un alt tânăr un bilet citând din cartea Ioel, vă uitați-vă bețivilor că vi s-a luat mustul de la gură. Deci făceau o referire la faptul că probabil erau printre ei care foloseau acest rod al viței în sens greșit. Nu transmitem lucruri negative din Scriptură, le transmite sub formă de glumă. Nu glumim pe seama cuvântului lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este sfânt și dă mântuire, aduce eliberare, aduce pace, dă soluții pentru problemele noastre. Binecuvântat să fie Domnul. De aceea trebuie să-L folosiți în totalitate. Vom avea confruntare cu anumite erezii. Cuvântul lui Dumnezeu ne ajută să combatem aceste erezii care vor veni. Știți că Domnul Iisus l-a înfruntat pe Satana? Satana a venit cu o parte din Scriptură. Ești Fiul lui Dumnezeu? Poruncește ca pietrele acestea să se facă pâini? Că ești Fiul lui Dumnezeu. Dar Domnul Iisus l-a înfruntat și a spus, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care vine de la Dumnezeu. De asemenea, l-a dus pe streașina templului și a spus, aruncă-te, că e scris. El va porunci îngerilor săi să te ia pe mâini ca să nu-ți lovești cumva piciorul de vreo piatră. A venit vicleanul cu un citat din Scriptură, încercând să-l ducă pe Domnul Iisus într-o poziție greșită. Și Domnul le-a spus, de asemenea este scris, să nu ispitești pe Domnul
Dumnezeul tău. Stimați ascultători, avem nevoie de cuvântul lui Dumnezeu. Să cunoaștem acest cuvânt al lui Dumnezeu, să putem înfrunta pe potrivnici, să putem înfrunta pe cei care vor veni cu o formă de evlavie, vor veni cu o parte din Scriptură, încercând să denatureze adevărul profund al Scripturii. Pavel îi spunea lui Timotei, și vreau să vă citesc din cartea Apostolului Pavel către Timotei, sunt lucruri frumoase, încă un îndemn pentru tineri, încă un îndemn pentru cei care se pregătesc să ne înlocuiască, să ducă mai departe lucrarea lui Dumnezeu. Îi spunea lui Timotei, din pruncie cunoști Sfintele Scripturi, care poți să-ți dea înțelepciunea, care duce la mântuire. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire. Pentru că numai așa, cunoscând Scriptura, Cuvântul lui Dumnezeu, omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Doamne, ajută-ne la aceasta! Să iubim Cuvântul lui Dumnezeu și să ne hrănim cu El, să-L strângem în inima noastră, pentru că vom traversa perioade dificile. Va veni acest om al fără de legii, cum spunea Pavel, care se va da drept Dumnezeu, va intra în templul lui Dumnezeu, va cere închinare și va fi o vreme grea pentru cei care nu cunosc Cuvântul lui Dumnezeu. Îi va păcăli mai ușor. Cunoscând Cuvântul lui Dumnezeu, Domnul ne va ajuta să rămânem la picioarele Lui, cunoscând Scriptura și făcând ce este bine conform cuvântului lui Dumnezeu. Pavel spunea, după această Evanghelie a mea, Dumnezeu va judeca lumea. Noi trebuie să respectăm cuvântul lui Dumnezeu. Nu se poate altfel. De asemenea, iubiți ascultători, aș vrea să perseverăm în cunoașterea cuvântului lui Dumnezeu și să cunoaștem tot cuvântul. Și când predicăm cuvântul lui Dumnezeu, să-l predicăm în totalitate. M-am mirat, în casa lui Corneliu, apostolul Petru predică, erau adunați dintre neamuri, prima adunare, dacă pot să spun așa, celor dintre neamuri, sutașul roman cu familia, erau acolo doamnele din aristocrația romană, erau colegii lui, foarte mulți, i-a adunat și a spus lui Petru, suntem aici, da, am trimis îndată după tine, bine ai făcut că ai venit, acum dar toți suntem înaintea lui Dumnezeu, versetul 33 din capitolul 10 din Cartea Faptele Apostolilor, suntem înaintea lui Dumnezeu ca să ascultăm tot ce ți-a poruncit Domnul să ne spui. Eu, dacă aș fi predicat într-o împrejurare ca aceasta, n-aș fi pomenit de judecata lui Dumnezeu. Dar Petru, după ce îl prezintă pe Domnul Iisus, văd că Dumnezeu nu-i părtinitor, că în orice neam, cine se teme de El și lucrează în neprihănire, este primit de El. El a trimis cuvântul său fiilor lui Israel. Le-a vestit Evanghelia păcii prin Domnul Iisus Hristos, care este Domnul tuturor. Știți vorba făcută prin toată Iudeea, începând din Galileea, în urma botezului propovăduit de Ioan, cum Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Iisus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea bine și vindeca pe toți cei ce erau apăsați de diavolul, căci Dumnezeu era cu el. Noi suntem martori a tot ce a făcut el. Și ascultați versetul 42. Aici mi-a fost mirarea. Eu parcă n-aș fi spus, prima dată vezi niște oameni și le-ai aminti că este și o judecată. Parcă ai lăsat-o mai la urmă judecată, parcă într-un alt context, într-o altă împrejurare să le vorbesc de judecată. Dar Petru spune cu autoritate, prezentând întregul cuvânt al lui Dumnezeu, zice, versetul 42, Iisus ne-a poruncit să propovăduim norodului și să mărturisim că El a fost rânduit de Dumnezeu, judecătorul celor vii și a celor morți. Aceasta era Evanghelia completă. Dar Petru nu se oprește aici, stimați ascultători. A vorbit despre judecată, dar a dat posibilitatea și a arătat că este o posibilitate să-ți trimiți faptele tale înainte la judecată, să n-ajungi acolo la judecată. Căci Pavel îi spune lui Timotei, păcatele unor oameni sunt cunoscute și merg înainte la judecată, iar ale altora vin pe urmă.
Adică omul în timpul vieții lui poate să se deconteze cu Dumnezeu și Domnul Iisus spunea lucrul acesta. Dacă ești pe drum spre judecător cu pârâșul tău, spunea Mântuitorul, pune-te bine cu părâșul tău câtă vreme ești pe drum, ca nu cumva să ajungi la judecată, să te dea pe mâna judecătorilor și să nu ieși de acolo până nu decontezi ultimul bănuț. Face referire tocmai la această posibilitate a noastră de a ne mărturisi păcatele, de a le trimite înainte la judecată, de a ne face o judecată personală. Pavel spune, dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Dar când suntem judecați, acum suntem pedepsiți, acum, ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Așa explică Pavel anumite încercări, anumite focuri care vin peste noi ca să ne pocăim și să ne corectăm. Ne judecă Dumnezeu acum, ne decontăm acum cu Dumnezeu și nu atunci la judecată. Și Petru spune în continuare și spune că toți prorocii mărturisesc despre El, despre Domnul Iisus, că oricine crede în El capătă prin numele Lui iertarea păcatelor. Și când a ajuns la exprimarea aceasta de iertarea păcatelor, cei care l-au ascultat au simțit această eliberare și pe când rostea Petru cuvintele acestea, s-a coborât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau cuvântul, toți credincioșii tăiați împrejur, care veniseră cu Petru, au rămas uimiți, când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a revărsat peste neamuri, căci ei auzeau vorbind în limbi și mărind pe Dumnezeu. Atunci Petru a zis, se poate opri apa ca să nu fie botezați aceștia care au primit Duhul Sfânt ca și noi? Iată, Petru în casa lui Corneliu a prezentat un mesaj complet. Trebuie să folosim toată Scriptura, nu numai o parte. Nu alegem ceea ce ne place nouă, nu spunem oamenilor numai o parte din Scriptură, ci le prezentăm întreg mesajul. Iată ce spune și Pavel. În drum spre Roma, ajunge la Milet, a trimis la Efes și a chemat pe prezbiterii bisericii, Fapte capitolul 20, și el vorbește cu conducătorii bisericii, prezentând un fel de rămas bun, face o dare de seamă, ca să zic așa, și el spune așa, vă mărturisesc astăzi că sunt curat de sângele tuturor, versetul 26, și apoi versetul 27, căci nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu. E bine să folosim tot planul lui Dumnezeu și să abordăm întotdeauna Scriptura în toată amplitudinea ei, folosind cuvântul lui Dumnezeu în toate aspectele. Nu avem voie să ascundem o parte din adevărul lui Dumnezeu. Trebuie prezentat tot planul lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Și în final vreau să vă spun, stimați ascultători, citind cuvântul lui Dumnezeu, mi-am dat seama că ceea ce îl încurajează pe omul care ascultă Biblia, vorbiți oamenilor despre acest cuvânt al lui Dumnezeu și arătați-le, îndreptați-le privirea spre răsplătire. Domnul va răsplăti pe cel ce-l caută. Căci cine se apropie de Dumnezeu, trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-l caută. Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, a vrut să sufere mai bine o cara de o clipă, da, o cara Egiptului, o cara trimisului, o cara lui Hristos, spune acolo, a trimisului, cu sensul acesta, decât plăcerile de clipă ale păcatului, pentru că avea ochii ațintiți spre răsplătire. Oamenii Scripturii, și noi de asemenea trebuie să o facem, să arătăm oamenilor răsplătirea care a pregătit-o Dumnezeu. Întotdeauna oamenii Scripturii au arătat spre această răsplătire, că ne așteaptă lucruri pe care Dumnezeu le-a făcut pentru noi, cei ce-L vor sluji pe Dumnezeu au parte de binecuvântare, de o părtășie, de o veșnicie împreună cu El. Ce frumos la sfârșitul cărții sfinte, Biblia, sunt cele două capitole care prezintă veșnicia lui Dumnezeu. Doar vă le citesc și închei. Aștept această întâlnire cu Domnul. Vreau să ajungem cu toții la răsplătire. Să ne dea putere, Domnul, să citim cuvântul lui Dumnezeu și să-L trăim cu fapta și cu adevărul, căci mari lucruri ne așteaptă, îi așteaptă pe cei care respectă acest cuvânt al lui Dumnezeu și care au crezut în răsplătirea lui Dumnezeu. Da, Pavel, chiar din închisoare, când îi scrie lui Timotei, eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură, clipa plecării mele este aproape.
am păzit credința, mi-am isprăvit alergarea, mă așteaptă cununa, spune Pavel, dar nu mi-o va da numai mie. Judecătorul cel drept va da cununa nevestejită, nu numai mie, ci tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Oamenii Scripturii au arătat spre răsplătire. Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră, marea nu mai era, și eu am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă, Noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas care ieșea din scaunul de domnie și zicea: iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El va locui cu ei, ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însăși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipă, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Cel ce ședea pe scaunul de domnie a zis: iată, eu fac toate lucrurile noi. Și a adăugat: scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut și adevărate. Apoi mi-a zis: s-a isprăvit, eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Celui ce este sete îi voi da să bea, fără plată, din izvorul apei vieții. Celui ce va birui, va moșteni aceste lucruri, eu voi fi Dumnezeul lui și el va fi fiul meu. Slavă Domnului! Când am citit versetul 8, m-am încurcat puțin. De aceea e bine să citim cuvântul lui Dumnezeu și să găsim explicații și să găsim alte versete care să ne ajute. Versetul 8. Dar cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinători la idol și toți mincinoși. Și am spus: Doamne, dar și eu am mai spus câte o minciună. În tinerece, știu, ca să mă scap, într-un fel sau alt. Și toți mincinoșii, partea lor este în iazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua. Dar când am citit în capitolul celălalt, uneori, cuvântul lui Dumnezeu vine cu niște corecturi. Trebuie corectate. Uitați-vă și vă dau tema acasă să citiți despre primul Paște, despre sacrificarea mielului când au ieșit din Egipt, să vedeți că a venit imediat cu o corectură. Ei au luat mielul, l-au fript și l-au rupt o jumătate și l-au dus la vecinul. Și vine cu o corectură și spune: nu frângeți mielul și nu-l duceți din casă. Toată lumea îl mănâncă acolo, îl chem pe vecinul dacă îl luați împreună cu vecinul. S-a făcut o corectură. Întotdeauna apar la câte o lege nouă, apar și amendamente, corecturi. Capitolul 22, versetul 15. Afară sunt câinii vrăjitorii, curvarii, ucigași, închinătorii la idoli și oricine iubește minciuna și trăiește în minciună. Asta e altceva, m-am gândit. Slavă ție, Doamne, că Tu ne acorzi iertare și nu-mi place minciunea și nici nu vreau să trăiesc în ea. Binecuvântat să fie Domnul, că dă o lumină, că te sperii când citești capitolul 21, versetul 8, dar vine în ajutor cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, iubiți ascultători, este nevoie de acest cuvânt al lui Dumnezeu. Citiți-l, hrăniți-vă cu el, meditați la cuvântul Domnului. Dacă aveți probleme de depresie, găsiți în cuvântul lui Dumnezeu încurajare. Îi spuneam unei persoane care avea probleme de genul acesta și îi spuneam: auzi, dimineața când pornești la muncă, ia un verset, două din Scriptură, ia un psalm, o jumătate de psalm și meditează la acest cuvânt al lui Dumnezeu. Să nu te găsească vrăjmașul cu mintea liberă, gândind la nu știu ce. Îndeletnicește-te cu cuvântul lui Dumnezeu, ia-l cu tine, meditează la cuvântul lui Dumnezeu, cuget asupra lui zi și noapte, așa cum spunea Iosua. A să faci tot ce este scris în cartea aceasta legii. Dumnezeu să ne ajute, pentru că cuvântul lui Dumnezeu este puternic. Și spunea, și cu asta închei, niciun cuvânt venit de la Dumnezeu nu-i lipsit de putere. Domnul să ne ajute să fie cu noi. Amin.